Corpul de control al Ministerului de Interne face verificări la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Ancheta are loc după un presupus scandal sexual la cel mai înalt nivel al instituției. Conform unor surse apropiate anchetatorilor, ar fi vizat de anchetă chiar rectorul Academiei, Daniel Costel Torje, care ar fi suspectat de hărțuire sexuală. În prezent, Corpul de control al MAI desfășoară mai multe verificări punctuale la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, unele dintre acestea vizând pe rectorul Academiei, se arată într-un răspuns al MAI la solicitarea Mediafax. Controlul vine după ce rectorul Academiei de Poliție ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală chiar de o studentă în sesiunea din vara anului 2017, potrivit incisiv de Prahova.ro.